Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața pe o trecere de pieton din Timișoara. Bărbatul a trecut strada pe culoarea roșie a semaforului și astfel a fost accidentat de un șofer în vârstă de 37 de ani. Din păcate, pietonul a decedat în urma impactului. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a condus un autoturism pe strada Andrei Șaguna dinspre calea Dorobanților înspre strada Babadochia, iar la intersecția cu strada Iulian Grozăvescu a surprins și accidentat un bărbat în vârstă de 75 de ani în calitate de pieton angajat în traversarea drumului public prin loc marcat și semnalizat corespunzător pe culoarea roșie a semaforului electric. În urma impactului a rezultat decesul pietonului în vârstă de 7 75 de ani. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.